curaj, rezistență și îndemânare. De asta a dat dovadă o echipă de 27 de salvatori din 5 subdiviziuni ale Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. În cadrul unui exercițiu de 5 zile desfășurat la Bălți, salvatorii au fost instruiți de către experți din Republica Poloneză. Aceștia au învățat cum să stabilizeze o clădire, dar și mai multe metode de descarcerare. Astăzi suntem în cea de-a cincea zi de instruiri. S-au petrecut lecții atât teoretice cât și practice referitor la stabilizarea construcțiilor. În engleză acest procedeu se numește shoring. Sunt procedei și tehnologii din cadrul INSARAG. Salvatorii spun că în urma acestor instruiri vor putea interveni mai rapid și mai util în diferite situații de risc, în special în operațiuni de căutare-salvare. За этот период нас обучали стабилизацию как стен, непосредственно окон, дверей. Ну, будем надеяться, что это нам меньше таких ситуаций, но я думаю, она очень нам пригодится. Мы очень много изучили. Мы симтит foarte bine в Японии. Împreună cu colegii am învățat un lucru nou. Deci am colaborat împreună. Ne-am ca o familie întreagă, adică am învățat cum să stabilizăm o clădire în caz de cutremur. Cunoștințele date noi să le aplicăm tot pentru propria noastră siguranță. Suntem foarte mulțumiți pentru că am făcut schimb de experiență cu colegii din Polonia. Cei ce ne-au arătat ei unele moduri de a stabili, adică mult mai ușoare, adică dacă colaborăm, progresăm. Un exercițiu similar s-a desfășurat acum 2 săptămâni, unde salvatorii au învățat metodele de pătrundere prin dărâmături, de tăiere și demolare. În primul rând au rămas mai pregătiți, să zicem, pregătiți pentru a interveni în diverse domenii, atât descarcerare din dărâmături, cât și petrecerea lucrărilor de stabilizare. Paralel merg 2 proiecte, ambele cu partea poloneză. Un training merge anume pe lucrările de descarcerare și salvarea persoanelor, a doilea training merge pe acordarea primului ajutor calificat pentru paramedici, să spunem. În urma petrecerii se oferă diplome din partea Poloniei, plus la asta principalul că rămân îndeletnicirile și cunoștințele care le acumulează. În acest an, Polonia a investit în trainingurile desfășurate în Republica Moldova aproape 2 milioane de lei. Współpraca z, tutaj z, ze strażą jest bardzo dobra, bardzo się starają, mają bardzo wiele pytań. No też widać, że zależy im na tym, żeby jak najwięcej wynieść z tych szkoleń i z tych ćwiczeń. Szkolą się według standardów międzynarodowych. Na pewno brakuje jeszcze troszeczkę ćwiczeń praktycznych, ale to już jest ten... No, ta grupa, która tutaj ćwiczy, to już jest dość wysoki poziom.